La mulți ani, fanfara municipală Baia Mare, iată doi din cei mai grei din cadrul fanfarei. Asta nu înseamnă că ceilalți nu sunt la fel de importanță, toată trupa, cum s-ar spune. Câteva cuvinte, domnule Mătăsaru, despre acest eveniment. Nu știu câtă lume cunoaște că astăzi sărbătoriți. La mulți ani publicului. Pentru că excelența sa, publicul, este cel mai important pentru noi. Concertele fără public nu și-au sensul. Apropo de grei, eu sunt greu. Mai am câțiva colegi mai grei în urma pandemiei, toți ne-am mai îngreunat câte un pic. Dar în rest, trebuie să ne preocupe revigorarea noastră ca și formație, pentru că am început concertele de promenadă în parcurile din municipiul Baia Mare. Am început ceremonialele militare și religioase prilejuite de mai multe evenimente care au avut loc de la începutul anului. Și avem în vedere o reîmprospătare a formației. În ultima perioadă am adus alături de noi 8 noi membri pe care ne străduim cu ajutorul lor, bineînțeles, să integrăm, să ajungă la cotele performanței pe care le-a avut fanfara municipală și le va avea în continuare. Se poate spune o mică istorioară a fanfarei? Da. Poate nu întâmplător, în luna aceasta, muzicile militare au sărbătorit 190 de ani de la înființare. Fanfarele, în general, derivă oarecum din muzicile militare. Peste tot, fiind o orchestră de suflători semisimfonică, fanfara, ca și formație, poate aborda repertoriul extrem de variat, de la valsuri, la muzică ușoară, muzică populară, uverturi, fantezii și așa mai departe, neavând nevoie de preparative oarecum mai speciale, săli de concerte neapărat sau mijloace sau tehnică audio. Așadar, muzica noastră se poate deplasa cam peste tot și poate aborda orice repertoriu. Venind de la 190 de ani de la muzicile militare, de la formarea muzicilor militare, și fanfara municipală s-a format oarecum din necesitatea existenței unei asemenea formații. În 2002 s-a desființat muzica militară din Baia Mare datorită restructurărilor pe care le cunoaștem cu toții și atunci în 2004, împreună cu câțiva membri inimoși ai fostei muzici militare, am pus bazele creierii fanfarei municipale din Baia Mare. În 29 iulie 2004 apăream pentru prima oară pe scena culturală a municipiului Baia Mare, la ziua imnului național. Fanfara de obicei și nu de obicei, fanfara municipiului Baia Mare și, în general, fanfara participă cam la toate activitățile, fie ele militare, de paradă, activități cum e ziua imnului, ziua drapelului, este prezentă. Da, la concerte, da, invitați. Și mă bucur din suflet că am câștigat oarecare experiență, fiind de-a lungul timpului și sub șeful și șeful muzicii militare. Am putut să insuflu colaboratorilor și prietenilor mei acel protocol militar, este specific militarilor și dacă te uiți la fiecare membru, 80% din membrii fanfarei municipale n-au făcut armata. Dar ți-e drag de ei când îi vezi cum execută foarte bine și au înțeles să fie militarul muzicien. Să ne spuneți, sunteți cea care susțineți, să zic așa, vocea
în cadrul fanfarei. Cum este, dumneavoastră lucrați și în învățământ, cum este să lucrezi într-o fanfară fostă militară, acum fanfara municipiului Baia Mare? Bună ziua, în primul rând. Sunt Cristina Ioan, profesor de canto la Colegiul de Arte, inspectorul școlar pentru arte la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Teoretic, aceasta este profesia mea de bază. Practic, profesia mea este datorită absolvirii Academiei de Muzică Gheorghe Dima la Cluj, a secției canto. Profesia mea este de cântăreață. Nimic întâmplător, alăturarea mea cu fanfara municipală s-a făcut prima dată acum 16 ani, prin intermediul câtorva concerte în cadrul Sărbătorii Castanelor, și pentru că formula a funcționat și pentru că dirijorul formației, domnul Florian Mătăsaru, a descoperit structura mea militară prin tatăl meu, care a fost ofițer activ în cadrul Armatei Române, pentru mine a îmbrăca uniforma militară și a bate pasul de defilare a fost ceva foarte natural. La fel de natural ca și concertele pe care noi le-am desfășurat împreună. Trebuie să recunosc că fanfara municipală este o parte structurantă de bază a vieții mele. Nu mă văd în afara ei și nici nu îmi închipui ca vreodată să nu existăm împreună. Eu am 12 ani de când sunt alături de ei. Astăzi fanfara municipală împlinește 17 ani. Prima perioadă a lor a fost de mai mult de ceremonial militar. Cu alăturarea mea s-a dezvoltat o viață concertistică de care toți suntem mândri și să știți că dacă mergeți în țară și întrebați de fanfara municipală, veți constata cu mândrie faptul că foarte multă lume din țară știe de fanfara municipală și nu numai, prin intermediul faptului că mie îmi place să studiez, sunt un om care este om de școală. Având șansa să intru la școala doctorală de la Universitatea Transilvania Brașov împreună cu Academia de Muzică Ciprian Porumbescu din București, este școală interdisciplinară, școală doctorală, unde ca subiect abordat al lucrării mele doctorale am în studiu și în cercetare fanfara municipală Baia Mare și muzica de fanfară în contextul didactic și cultural românesc, am ajuns la în preajma unor oameni și a unor documente și partituri care mi-au dat motive să pot să afirm faptul că, într-adevăr, fenomenul cultural muzical de fanfară cu solist vocal este un fenomen de viitor. Nu este deloc primat, el există de 200 de ani aproape și cu siguranță va mai continua încă multă, multă vreme. Sunteți o persoană obișnuită cu publicul, însă v-aș întreba, există emoții la fiecare activități la care participați, fie că sunt în parc în care aveți acele spectacole pentru public, fie că sunt manifestări, repet, militare sau protocolare? Absolut. Există emoții? Fără discuție, întotdeauna. De altfel, nu există act cultural fără a transmite o emoție. Există diferența între interpretare și execuție. Noi interpretăm, nu executăm. Nici la ceremonialele militare nu suntem atât de stricți încât emoția să nu se transmită. De altfel, acesta este și rolul nostru, de a însufleți masele, de a potența evenimentul și de a-l îmbrăca într-o culoare spectaculoasă. Domnule Mătăsaru, cât de greu este să strunești, și folosesc ghilimelele, dar cât de greu este să strunești o fanfară? Totuși, mi se pare că nu e chiar așa de ușor. Păi, nu e ușor deloc. Fiecare cel tren mai, parte trebuie să-l iei într-un anumit fel. Cel mai greu lucru din lume este lucru cu omul. Mai ales, că vorbeam de fanfara municipală, aici sunt personalități, sunt muzicieni, fiecare om are personalitatea lui și trebuie cu multă, multă grijă și răbdare și calm când putem, când nu ne apucă să invocăm zeii.
să facem actul cultural, pentru că aici nu există șef și subordonat. Muzica de... Muzica de ansamblu, în general, trebuie să facă cu prietenie, trebuie să facă cu mult devotament, cu dăruire și trebuie să ții cont de foarte multe. Fiecare om are problemele lui, fiecare trebuie să le cunoști dinainte. Noi, lucrând cu instrumentele de suflat, trebuie să ai grijă la cum ai mâncat, ce ai băut, ce ai făcut ca acel concert să iasă foarte bine. Și de aceea depinde mult, mult, mult unul de altul. Nu există șef executant, nu. Toți suntem executanți și toți tragem oarecum la aceeași căruță ca să fim în serviciul publicului. Le spuneam prietenilor mei de multe ori că se mai vaete câte unul, îl doare ceva, are probleme ca toți oamenii. Dragii mei, atunci când mergem în fața publicului, trebuie să uităm de absolut toate problemele. Nu suntem în fața publicului să ne apucăm să plângem, să creăm o jale universală în jurul nostru. Menirea noastră nu este asta. Menirea noastră este să-i bine dispunem, să-i facem să uite ei de problemele lor. Aveți în fanfară un tânăr. Este, multe lume se întreabă, este de origine asiatică? Cum vă înțelegeți cu el? Da, da, l-am avut un chinez, Yulong. Datorită unor probleme a trebuit să renunțe, un job mai special, a trebuit să renunțe, a făcut parte din fanfara municipală aproape 2 ani și ne-a făcut o mare plăcere să cântăm împreună cu el, un om dăruit, un om pasional, un exemplu pentru mulți ce înseamnă să ai dăruire, să ai nervul ăla, să muncești, să fii bun. Acum avem tineri, cel mai tânăr membru are doar 15 ani, este un trompetist de perspectivă și mai mulți tineri care au venit alături de noi și le mulțumesc pe această cale că au ales să vină și la fanfara municipală din Baia Mare, pentru că ei vor trebui să ducă mai departe această instituție culturală. Aș vrea să-mi spuneți fiecare pe final ce vă doriți, cum vedeți lucrurile pe mai departe în ceea ce vrește fanfara municipiului Baia Mare și nu numai. Eu sunt un om răbdător de felul meu. Mi-am propus ca în ultimii 83 de ani să ne perfecționăm pentru când vom sărbători centenarul și... În muzică, în artă, în general, nu poți să spui că acum ești bun, știi, gata, ne-am oprit. Nu. În fiecare zi, în fiecare moment, în fiecare secundă, la fiecare concert, ai ceva de învățat. Trebuie înveți tu de la tine, tu de la alții, uitându-te la public, ascultând doleanțele, văzând performanța altora și adaptând la tine, și așa că ai de învățat tot timpul și noi ne propunem să fim o formație de cât mai înalt nivel artistic. I-am mai spus deja că această fanfară este parte integrantă și structurantă din viața mea. Suntem un organism viu împreună. Am trecut într-adevăr prin perioade mai puțin faste, ceea ce ne-a consolidat și ne-a unit și ne-a întărit. Noi vom merge mai departe, indiferent de întâmpinările prin care vom trece. Suntem sudați ca echipă, ca o familie. Eu sunt familia mea din Baia Mare. Fiecare am progresat individual și am cunoscut succesul de grup și individual, lucru care ne-a încurajat. Îmi doresc ca tot ce am făcut până acum să poată și mai departe fi în
sutit și înmiit. Știu, sunt conștientă de faptul că am devenit emblemă pentru zona Maramureșului, tocmai de aceea. Să știți că noi vom merge mai departe cu capul sus și vom aduce aceeași onoare și aceeași laudă regiunii Maramureș, orașului Baia Mare și culturii în general maramureșene. Florin este din Brașov, eu sunt din Oradea, noi nu suntem nativi maramureșeni și totuși suntem oamenii care promovăm cultura maramureșană la nivel național.